Mai multe gospodării din comuna Luncoiu de Jos au fost afectate miercuri seara de o ploaie torențială. Apa a intrat în beciuri și curți. Afectate de precipitațiile abundente au fost și fântânile. La operațiunile de evacuare a apei au participat două echipaje de pompieri și voluntari. Șapte gospodării și 10 fântâni din satul Podele au fost afectate de furtuna puternică. La fața locului au mers reprezentanții primăriei, prefectul județului, dar și reprezentanții firmei care efectuează lucrări de reabilitare a drumului național 76 de Vabrad. Iar că nu s-a dus, când s-a dezghețat, iar două zile n-am putut să fac focul. Da, așa au rămas. Oamenii spun că gospodăriile le-au fost inundate din cauza lucrărilor de modernizare a DN76. De altfel, apa a inundat și o porțiune din acest drum, dar și alte drumuri comunale.